După testele psihologice și evaluarea performanțelor fizice, candidații pentru ocuparea unui post de subofițer operativ principal sau conducător auto la ISU Giurgiu au susținut concursul constând într-un test scris și un interviu structurat pe probleme profesionale. Pentru candidații declarați admiși, focul emoțiilor s-a stins după evaluări, scurgerea timpului pentru contestații, analiza acestora și, evident, afișarea rezultatelor finale. Joi s-a finalizat examenul, iar vineri, în data de 28, au fost afișate rezultatele finale ca urmare a expirării termenului de depunere a contestațiilor. În total s-au ocupat 40 de locuri din cele 48 scoase la concurs. Din rândul celor 40 de admiși, 10 subofițeri operativi principali au rămas la Giurgiu pe tot atâtea locuri disponibile, iar la conducători auto doar 3 au fost angajați pe totalul de 5 locuri existente în municipiul reședință de județ. Până la totalul de 40, noi reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost repartizați pe locurile scoase la concurs pentru detașamentele din Bolintin, Deal, Colibaș, Mihăilești și Roata. Din rândul posturilor neocupate, câteva de conducător auto sunt libere și la Mihăilești și Bolintin Deal, însă nu s-a dispus încă dacă și când se va mai organiza un alt eventual concurs pentru ocuparea acestora.